prin zemuri și prin lucruri neînsuflețite. O, nu-l vei găsi aici nici o veșnicie, căci el e izvor de viață și nădejde de vie. Unde-l cauți pe Domnul? Pe cărarea lumii? Printre fiii ei născuți din aluatul humii? O, nu-l vei găsi, că în lume e împărat minciuna, iar Iisus e adevărul sfânt pe totdeauna. Nu poate să trăiască minciuna cu adevărul la un loc, aia se bat cap în cap, n-are cum. N-au cum să fie plângolat. Deși de multe ori unii mai încearcă să le puie deopotrivă. Unde îl cauți tu pe Domnul printre frați și rude? Oricât l-ai striga aici, glasul nu te aude. El e în templu, pe altarul rânduit de Tatăl. Nu-l găsești în altă parte. Vin aici, gata-l. Aici, în casa lui Dumnezeu. Aici îl găsim pe Domnul întotdeauna. Cum îl cauți tu pe Domnul? Prin știința firii? Tu nu știi că ea e roadă a nelegiuirii? O, nu-l vei găsi, căci locul lui e curăția. Cine-și leapădă păcatul, simte părtășia. Aș vrea să mă opresc un pic aici și să vorbim un pic despre prima rugăciune care se face în adunarea noastră, așa cum știm cu toții, încă de la începutul bisericii se obișnuiește ca în adunare prima rugăciune să fie cea de mărturisire. Fratele meu, n-o să fie părtășie în adunare și n-o să meargă lucrurile bine în adunare atâta timp când nu ne ducem înaintea Domnului și ne mărturisim lui. Și cerem Domnului, Doamne, Tu, Cel ce cunoști și știi totul, Tu să ne curățești ca să putem avea pace cu Tine. N-o să fie pace. Atâta timp cât în inima Ta, atâta timp cât în sufletul tău îi vraiște și sunt lucruri ascunse pe care nu îi le spui Domnului, să știi că nu o să ai părtășe cu Domnul. El nu locuiește acolo. Nu locuiește acolo într-un suflet, într-un templu murdar. El nu stă acolo. El vrea să fim curați. Și apoi să știți că o să avem părtășe cu El. O, nu-l vei găsi, căci locul lui e curăția. Cine-și leapădă păcatul, simte părtășia. Ieși afară din cetatea lumii blestemate. Ieși din firea ta robită de adânci păcate. Și grăbi să vii la Domnul dincolo de poartă. El ți-aduce mântuire și păcatul iartă. Vino să urmezi cărarea vieții care duce prin Golgota neuitată prin ocări și cruce. Sus în cerul veșniciei, plin de strălucire, unde locuiește Domnul, în har și fericire, slăvit să fie numele Domnului. Amin.